bună ziua! Pace și bună dimineața pentru mine! Eu mi-am luat haina de iarnă. 7 grade și nu mai mergea haina de toamnă nici cum. Mi-era frig în ea. Toamnă înseamnă 10-15 grade, iei o haină și ai 20 de grade pe tine. Dar mie îmi place 30, mai ai probleme. Și mi-era prea frig. Acum încercăm să mergem la cumpărături, unde vedem prima dată oprim pe Bulevardul Revoluției. Acolo este sau ar fi pește. Vreau mami să facă pește. Ea, mami spune la pensionar. Așa se spune. Poate pe timpul Ceaușescu. Așa se cunoștea. Că e după timpul Ceaușescu, așa e? Da. Acolo se aducea pește când era sărbătoare. Națională. Nu, se aducea primăvara și toamna. Aduceau pește și... Primăvara și toamna la sărbătoare. E ce spune. Da, primăvara și toamna ținea mult timp, deci... Două zile. Să zic eu, o lună, două, cam așa. Okay. Și toamna și primăvara. Dar, între timp, cred că în mai sau iunie nu e voie să aduci pește, că atunci să vânțeai sau așa ceva. Și nu aducea. Aia, e numai de la vânat, nu e pe peșcătărie. Da, e în baltă. Uite, asta oprește, doamne, iartă. Și vezi că vine și ăsta la... Mă, nu știu unde opresc eu pe bune. Păi, găsește-ți de acum, cum să zice, pe bune. Păi, da, da, aici cred că trebuie. Nu, chiar aici. Sunt aici să dă o loc, bă, nu, bă, bătru. Acum încearcă să vezi. Iar că am găsit. Nu m-am așteptat. Păi aici, vis-a-vis. Înseamnă că mai aduce astăzi pește, că văd că-i butoi afară. E loc rezervat, cum să zice. Stai! Tramvai! Uite, da, ce că au făcut acoperișul. Unde? Aici. Okay. Și uite ce fain... No, hai, dă-te jos, mergem să vedem dacă... Aici suntem. De aici începe Bulevardul. Suntem în spatele la teatru. Ia, aici undeva este pește, foarte rar venim aici. Tot de două ori pe an. Ca înainte. Fiindcă e greu de parcat aici. Aici nu e voie să se parcheze. Aici foarte rar găsește parcare, sunt foarte puține locuri și acolo iară tot la fel, când ai norocul. Pește! Pește, tele mea și casă. Și atunci de ce noi? O mers după pește. După pește în spate. Vrem tu, domn. Deci. O pus butonul acolo în așteptare. Aha, acum pescuiește? Da, da, am primit. Uite, scrie, am primit. Aici, uite cum vine. Continuăm pescuitul nostru. Hai că ne salpă domnul. Aici nu este. O fost, dar congelat. Da. Am dat telefon la Sercruz, are crab unguresc și crab românesc la 29,90 și are și somn, dar n-am întrebat prețul la somn, că eu normal îl iau pe gratis somn. Seara mă pun și mă culc.
ce arăs cu degetul? De ce ești pe instructare? Dar nu o luam coace. Dar nu mă duc în coace. Mă duc încolo. Of, of, dusa asta. Ca norocul că am medicamente. Am niște medicamente de plante, da, niște plante. Din Germania. Se numește Gelomirtol. E cu ceva rășină din pom. Mirt îi dămâie ceva. Și când îl iau, nu m-am gustat și miros de dămâia. Dar face foarte bine la plămâni. Încă am băut apă rece de la fântână. A fost foarte cald. Era și cald. Cred că am dat foc la creci. Și apoi m-a afectat la plămâni. Și ca norocul că am medicamente din alea, că dacă nu, trebuia să iau antibiotic. Pui de gustat. Ce pui de gustat? Unde vezi? Tu ești pui de gustat. Și tu ești înseamnă găină de gustat. Înainte beai apă de la izvor și era rece mai ceva ca aia ce ai băut tu. Da. Păi am fost sete și m-a plăcut apa și am băut tot, n-am băut un pahar, am băut cred că vreo 2 litri. Să-ți fie de bine. Acum e un pic deranjant, dimineața întotdeauna tușesc un pic. Când e sărăcit. Să vedem dacă găsim ceva pește. Pica iurea că acum trebuia ieri să fi spus, vezi că azi vreau să fac pește. Acum, atâta vorbești de peștile ăla. Da, păi nu. Uite că umblăm după el și, și avem de făcut treabă. Galben, ne mai pescuiți. Du-te, mă, de aici, mă, porumbel pe trecerea de pietoni. Da, ai fi fost de mine. Păi eu, da, dacă l-aș fi omorât. Ce menea el, țanță, și pe trecerea de pietoni. Grade afară. Azi dimineața a fost 9. Ce, s-a mai răcit acum de când a ieșit soarele? Nu știu. Așa m-a arătat. Probabil că în garaj a fost 9. Da, da, da. În garaj a fost 9. Să nu mai posez. Dacă se pune cineva acolo, stai aici, în loc. Ok. No, hai să mergem să vedem. Mergem la pește. Pește proaspăt. Domnul la pește este afară. Hai! Domnul, domnul. Aici, aici. Hai, da, domnul. Văd că aici, în față, la pește, sunt mai multe lucrușoare, care înainte nu erau. Majoritatea din lemn, foarte faine făcute. Fain. Coz de topor, de ciocan, linguri,
Așa mai departe. Crapul este la 30. Acum se trezește peștele. Acum a deschis, domnul. Probabil. Așa. O să vrea să mânci astăzi mami supă de pește. Ok. Crap, crap. Crap, crap. Fratele meu, că eu vreau să mă feresc. E bună asta? Da, da, e bună. Mergem afară. Na, după pește ne plimbăm. Să vedem ce găsim. Uite ce fain ciuperci. Alea de care îs? Pitoncă. Pitoncă. La ce preț? La 50. Ok. Veniți să luați pitance, este pe piață deja, la 50. Asta e la 25. Și 5. La pește 5 mai trebuie. Ok, avem, mama mia. Dovleacul de la Harry Potter de acolo, de vrăjit. Ce face mami, aici e cred că într-o apă așa, că tot aici atrage la mac cu galben. Sucră. Foarte sănătoasă acum, toamna. Mă. Nu ăștia da gutui. Așa da gutui. Foarte fain. E fain, e. Hai să văd din alea care miroase așa fain. Ai poftă pe urmă? Opa. Cum mirosul ăsta, dar eu tare slab stau. Acum și eu că sunt răcit. Dar normal, sunt aromate. Da, dar să vede că-s faine, că-s din alea bune. Vânzare bună! Vânzare bună! Deci sunt mai mici. Unde mici am? Sunt mai mici aici, la domnul. Am o depindu-mă. De soi. Ca apă la fel o fi primit. Cum a fost... Secetă, da. Da, vara asta. A crescut așa mare. Dar și perele noastre au crescut mari, chiar dacă au fost secetă. Păi noi am mudat. Da, mai rar am mudat la pom. La flori am mudat, la pom foarte rar. Să dai comandă la miere. Dar... Avem miere, o luat ieri. Nu știu, nu te-am place. Dar ai gustat-o? Am gustat-o, da. Ok. Nu las că-ți iau. Neagră? De care? De... Cum se cheamă? Nu mai știu. Domană. Domană? Ah, ok. Ce fain pasajer. Stai,
Stai un pic să-l văd, rămâne eu și cât e aici? 10 lei, cât să fie? O legătură e 5 lei. Jumătate de kil. Mulțumim. Dar e frumos. Și de calitate. Uite ce fain gogoniere. Păi rece, mă. Vai, bine că m-am luat geaca asta. Asta e la, la kil. De la băiatul care am luat morcovul cu 10 lei. Ok, și așa ai fi luat la doamna cu 10 lei jumătate de kil. Viene de cireș sălbatic? Da. La doamna Otilo? Da. Ok. Nu ai fost pe la el așa? Acum nici o termin la mierea de la el. Și chiar mi-a spus nevastă mea să mai iau, că mami a luat de ultim neva și nu-i place. Da, vă servesc. Nu știu, să vadă nevastă mea dacă... Bine, că nu-i, da, asta e nouă pentru mine de cireș sălbatic, n-am gustat până acum. Tot așa au fost. Ea vrea ceva de mană. Și mană este, da? Să mă uit dacă am borcan mare sau numai mic. Ok. E de la Socotor. E un producător local de la mine. Sau e mană de foioasă sau de brad? Asta de brad vrea, cu 20? 25 e borcanul. Ok. No, imediat vin. Cu drag. Că la maică mea. No, bună dimineața, am ajuns și la fetele de la Mancu Galben. Chiar am mâncat pe stomacul gol, că nu am putut să mă abțin, că am văzut-o lângă mine prăjitură cu brânză. Și brânza mie nu îmi face bine pe stomacul gol, dar mă duc imediat acasă. Dar e foarte faină. Încă n-am postat rețeta. N-am mai apucat, ieri nu m-au filmare să pun. Și astăzi mai încolo, mai după masă, o postez. Da, da. Faceți cozonaci? Nu, fiec. Ah, ok. Cozonac să putea mâine să facem. Mâine voi vedem cum ne, cum ne mișcă, cum se mișcă și piața. Aha. În funcție de asta, ce-a plăcut cozonacul? Am văzut că ai mâncat ieri acolo. Da. Foarte rece afară, m-am luat geacă de iarnă. Am văzut multe lucruri. Deci mi-e frig. Până iese soarele, 6 grade. Mâine o să fie în orat. La 5 când am venit. Să poate că. Mâine o să fie în orat și după aia încep ploile. No, fain. Acolo în spate e clovărul cu Nica. Ah, da. Și va furia de la mine. Ok. Nu las. Nu-i grabă. Da. Stai liniștită. Nu avem. O duc înapoi, că știu cum e. Ce? Da, e așa și nu primește înapoi. Fac furie. Ah. Da, nu-i grabă. Stai liniștită. Face piața bunică, n-are treabă. Da, o să iei ceva, pătungel. E elementul ei în piață. Bine să nu plecam la Aolei cu prune în spate. Da, ieri am făcut cu fructe de pădure. Facem cu fructe de sezon, știi? Uh-huh. Piersici, căpșuni. Filmez ca să se vadă că aici chiar să fac. Aoleu, uite aici, și pe șortul meu îți dai seama că... că să fac. Că multe... Multe sunt semi-preparate, știi? Sau gata, făcute, puse la congelator și dai să meargă. Noi nu avem congelator. Deci astea okay. Sunt masă, frigider, masă de lucru. Uh-huh. Nu cred că ți-a rat. Aici am mai lăsat un chec. Să mai iau un chec. Da, da, da.
Hai. Cum să fim noi slabi, că cum o dăm, că la mâncare și la plăcinte ajungem. Fain e paleta asta. Ce bine e cu ea. Avem, spune tot ce vrei. Nu îl facem chiar, dar nici nu las, că jumătate de chef dacă îl știi. Așa. Am filmat să se vadă bine cum să fac acolo checurile. Așa, acum se amestecă, Mani? Da. Aha. Îl amestec așa. Și după aia pun vișinele, nuca. Ne-am simțit fain cu voi ieri. Și noi, a fost grozav, dovleacul ăla. Să nu mai zic zăpite. Zăpite? Da. N-am mâncat de atâta luni. Fain să amestecă. Bine, acum acasă tu ai timp să te joci, să le pui, știi, un pic mai... E un model să-l pui, pui o lingură okay, cu vanilie, o lingură cu cacao, tot așa, dar trebuie să ai timp să te joci, să iasă chec zebră, știi? Ok. Nu, aici n-am timp de așa ceva. Dar nu arată rău, nici a arată voastră. Arată foarte bine. Uite, am vrut să văd dacă n-avem tăiat în caserolă. Astea facem 10 din astea în fiecare zi. Mare, când ai timp, te rog să-mi dai un pahar cu apă. Mare de brânză. Da, uite, e de-a vedea. Ok. Maci în carnea, pun acolo și pun apoi. Și peștele și mai puneți ceva în carne sau? Da, da. Exact ca la chiftele. Mai puneți, da. O felie de pâine, o... Mami, eu zic să-l pun la cuptor. Pune la pune la cuptor și bine. Trebuie să fie un pic mai deosebit, da. Cum a fost și la noi, domnule, acolo. Nu, las că eu mânc conservă, că îmi place mai mult. Nu-mi place că e cam mic și ar fi vreo mai mare, dar eu trebuie să-mi scap. Aici. O, ce fain. Uite așa, facem dureri și cu mâncare. Nu mă țineți aici. Cum o zici? Dacă n-am băut nici apa. Stai, bunica, că nici n-am dat apă. Păi cum să vin aici să nu beau apă? Exact. Bunica, ai băgat în priză pe copiii ăștia. Se grăbește, că trebuie să facă pentru doamna Angela. Da. Stai liniștită. Nu știu că ne repari dezbrăcată și o să... A, da, bunica. Dar dă-i lui dacă îi place. Întreabă dacă îi place. Mă, nu se vede, e sănătate să ne mai face zobleacă. Îți face așa ceva ție? Am și eu vreo trei. Ah, ok. Lăsați-mi acolo, că e din acolo. Respectați-mă, că știu ce zic. Mă, nu se mai duce încă mășuță. Hai, gata, hai, gata. Stai că mi se... Am mare de festă, m-am cam mâncat pe lucrurile. Bine, la noi trebuie să bei apă și să mânca să țintă cu mie. Acum... Atâta că nu-i de la izbola. Mulțam. E de la unica duplată. E la cupor. Mersi. Să fii sănătate. Merge. Au mâncat sau au dăpat și acum putem mânca. N-am mâncat aici, am mâncat acasă, dar tot de-a lor am mâncat. Ziceți că faceți plăcinta cu bulion azi, cu doamna Angela, o pupăm pe doamna Angela. Mă, dar uite că o trec cu vara, nu am reușit să mergem. Asta poate mergem la un ceai.
Să vorbim chiar tare, dragă mi-i doamna Liela. Chiar foarte tare. Da. Așa, am simțit-o de prima dată exact, când m-am nimerit la voi. Da. E o doamnă deosebită. E deosebită, sincer. Nu o lau că acum am misfilmat, dar nu să fie. Tu că aveți o mâță aici. Da, e se trage la căldură. O vreau să prind o ceva. Ce frumos! E frumoasă. Da, m-a venit că să mă intre nou, nu știi, și să mi se ascundă pe sub mobilier cu acest. Să găsim. Să mai bună în găsit cu acest. Da. Și miros, să simte miros de mâncare, știi? Mâncare și... O fucit. O să uita sus pe frumoasă. Mergem, ceau fetele. Ceau, ceau, dragi. Spor la treabă să aveți. Mami vrea să spună ceva oficial. Deci a trecut o doamnă mai în vârstă și avea batic în cap și pantalon și a spus, asta vine de la țară. Și eu am spus, stai că tu încă nu știi la țară cum se purta femeile cândva. Cu cătrânță și cu poale și cu rochi și cu stai zăbor. Să spun eu. Deci, într-adevăr, avea, cum zice Daci, cătrânță, șorți sau rochi așa lărguțe. Dar mai avea ceva. Părul îl împlăteau în două codițe și în spate îl... Nu știu cum să vă explic, dar dumneavoastră știți despre ce vorbesc acum deja. Îi spuneau conci, adică împletea părul două codițe și îi punea aici și făcea așa rotund. Da. Și atunci lua baticul și îl apreta. Baticul apreta și atunci când îl legau așa și în față aici, și atunci aici în spate era conciul ăla și stătea baticul așa. Deci dacă dumneavoastră știți despre ce spun eu acum și știți mai bine ca să explicați ca mine, că eu nu știu să explic, puteți să spuneți în comentarii că îmi place. Sincer, m-aș îmbucura. Eu m-am îmbucurat de un comentariu de la o doamnă din Arad, plecată de 10 ani în Chicago. Și spune așa, am venit de la lucru târziu și n-am putut să fac să nu mă uit la voi. Și zic, atâta i-a plăcut conversația noastră de mașină, faza cu Hota și cu Muții. Când merg în bucătărie, dăm drumul la Hota, scurge nasul. Deci, nu știu eu să explic că... Fenomenul. Nu știu, sincer vorbesc. Că-ți dai seama dacă am plecat de la 12 ani de la sat. Dar știu să spun că se spunea la Bănățeni, se spunea conși. Coc. Și lua baticul, ampreta, îl călca și atunci am legat aici, nu știu cum, așa, și aici stătea așa mai țanță, eu să spun. Dar vă rog frumos să spuneți dumneavoastră că eu nu știu. Ai grijă că cred că nu cap. Da. Asta am prins eu când am fost la țară și când meream la cooperativă, deci alimentară, mergeam că trimitea bunică, mi-a dut ea un kilogram de zahăr sau ulei sau eu știu. Și atunci vedeam femeile cum erau așa îmbrăcate și cu baticul ăla țanțoș. Păcând bunica mea niciodată n-am văzut să aibă așa un batic, dar altele avea. Bunica mea era baticul normal, așa, fără să fie amprentat și călcat. Nu fi avut călcător. Nu, aia era ceva doamnă mai făloasă. Înțelegi? Nu, așa era. Deci, eu știu precis ce spun. Așa era mai frumoasă. Vrei să mergi aici la piață, vezi dacă este clinsă? Am luat acum, ce mai gri? Nu mai au nimic. Nu ai luat clinsă. Acum las-o. Merg pe mijloc.
acasă. Și aștept comentariile, că acum chiar m-am adus aminte, ce nu m-am adus aminte poate și de 30 de ani. De asta știu precis ce spun. Și exact așa era, cum spun eu. Mai am prins o doamnă, până în urmă, cu vreo 10-15 ani am prins doamna aia că vinea în piață cu piersici în coșară din aia mare și și avea batic din ăla împrentat. Până în pauză, până ajungem acasă. Am ajuns acasă și vă arătăm scurt ce am luat. Ah, e farfuria. Ce am luat? Am luat niște roșioare faine. Bucură, de casă, din alea faine. Și aici am luat ardei. Așa. Aici am luat trei aripi foarte faine. Curcan? De curcan. Oh, preferatul meu. Chiar foarte faine. Îmi place foarte mult supa pe aripi, da, de curcan. Da, am luat. Și mâncare aripi așa cu morcov. Uitați ce faine. Chiar pentru daci l-am luat, că știu că lui îi place pentru supă. Și nu în fiecare zi găsește așa faine. Chiar nu le găsește. Așa, am luat aripile alea. Și... și nu mai trebuie felul 2. Încă o aripă din asta jumate nu întreagă. Astea le-am luat că... mai fac câteodată o varză dulce sau acră. Și-n varză acră sau dulce, cam așa ceva cu cele. Mamă mia! Uitați! Numai oase. Da, mie îmi plac aștia să pun în varză sau... Cu cât kilo? 8 lei. Și aripile? 18. 18, 20. Cam așa. Așa. Și am luat pătrunjel. Hai să vă spun o fază cu pătrunjel. Era două legături de pătrunjel, legături. Și zic, nu vă supărați, le puneți pe cântar să vedem cât îți aștea două legături. Legătura cu 5 lei, fiind. Cu 5 lei. Și când le pune era jumătate de kilogram, că nici nu era chiar perfect jumătate de kilogram. Și era 10 lei amândouă. Și cu 10 lei, 12 lei, kilogramul de pătrunjel. Și m-am dus și m-am luat din ăsta cu 10 lei kilogramul și gata. Și am luat un kilogram. Asta e, dar ce ar fi luat, așa cum ar fi fost. Nu mă mai complic. Soțul meu cerut portocale cu văzuna Natalia. Și ieri am luat tot trei. Și o mai fost una și-a spus că nu, nu mâncă, o lasă la Natalia. Și mai le-am luat trei. Da, dar știi cât a fost? 18 lei. Trăim în România, nu în Spania. E drum lung din Spania până în România. Așa. Am luat un pește fain. Micuțel. Micuțel. Nu știu dacă pot să fac ce am vrut eu să fac. Că e cam mic. Mai bine îl prăjești cu făină. Îl pun în cuptor. De mălai. Nu, îl pun în cuptor, îl crestez așa frumos. Ca să mă și tu, că dacă îl prăjesc cu făină și cu mălai... E adevărat. Atunci tu nu mergi. E adevărat, dar mai mult îmi place fript. Nu ia ca așa, îl fric? Nu, fac cum vrei tu, fără în cuptor. Bate. Asta e cu semnul întrebării, cum îl fac. Capuri nu ai mai multe. Mare. Din cumpărăturile... Altădată, nu. Din 2023, da. Să zic așa. Da. Da, aceștia au fost cumpărăturile noastre. La Daci eu fost poftă și mie să mâncăm slănină acum, vă rog, cum să zice, după ce am făcut filmarea. Și uitați ce ne-am luat. Păi, dacă eu n-am fost cu tine. Da. Asta am dat 8 lei. Oh, 8 șancă. Lei, da. Și asta a fost 16 lei. De la cine ai luat? Nu, e așa, nici nu la oamenii. De la magazin? De la magazin. Păi da, de la ce magazin? În hală acolo, eu știu să spun acum exact. În hală sunt mai mulți. Nu ia ca așa.
Păi asta era ideea, să știe lumea, să știe și ești. Din hală. Am înțeles. E 16 lei și asta e 8 lei. Atâta cât a fost bine, când mâncăm noi cu roșii. Vă dorim să un mic dejun bio. Vă dorim pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi la fel. Și vă dorim o zi binecuvântată. Pace, la revedere. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 1 octombrie 2024. Ferește-te de invidie și de gelozie. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Galateni 5, versetul 26. Apostolul Pavel a avertizat biserica primară cu privire la invidie, dar aceasta este în continuare o problemă. Tu ai de-a face cu invidia? Nu? Nici atunci când colegul tău de serviciu primește o mărire de salariu? Copilul unui prieten câștigă o bursă? Sau un vecin își ia o vacanță de vis? Chiar te bucuri alături de ei? Sau te forțezi să afișezi un zâmbet crispat? Să nu uităm că suntem doar oameni, iar o zvâcnire ocazională de invidie face parte din firea noastră. Ai grijă însă să nu te trezești că ai un sentiment cronic de lipsă de satisfacție. Istoricul roman Tacitus spunea: când oamenii sunt plini de invidie, ei denigrează totul, fie bun, fie rău. Am încheiat citatul. Așa că atunci când altcineva prosperă, înainte de a te întreba de ce el și eu nu, întreabă-te dacă ai zice la fel și dacă s-ar fi întâmplat o tragedie. Gelozia este ca o molie. Ciupește hainele până le distruge. Doar că invidia distruge lucruri de neînlocuit, cum ar fi relațiile și familiile. Un autor ne amintește: când suntem în vale, este omenesc să invidiem pe cei aflați pe vârfurile munților. Este ușor să uităm că ei nu au căzut acolo, ci au urcat acolo. În spatele poveștii de succes se află întotdeauna o decizie curajoasă și o acțiune curajoasă. Dacă vrem să ajungem la ei, trebuie să urcăm. Inspirația lor ne poate da startul, dar biruința constă în cățărare. Am încheiat citatul. Imaginează-ți un atlet care iese pe pista de alergare, este rapid, concentrat și se află în fruntea plutonului o bună parte din cursă, apoi începe să se uite la ceilalți concurenți. În scurt timp se împiedică, își pierde elanul și abandonează. Asta se întâmplă când lași gelozia să te distragă de la finalizarea traseului pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru tine. Apostolul Pavel a scris în Galateni capitolul 5, versetul 7: voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Am încheiat citatul. Deci ațintește-ți privirea la premiu și nu te lăsa distras de ceea ce au sau nu au alții. Și
chiar pe sfârșit. Mai luptă